Președintele PDL Suceava, Gheorghe Flutur, și-a început discursul printr-un mesaj clar, direct și plin de semnificații pentru colegii de partid, dar mai ales pentru concurența politică. Da, trăiesc, m-am ridicat, sunt pregătit de luptă alături de voi, alături de echipă. Vă mulțumesc pentru votul pe care mi l-ați dat și pentru care ați luptat în 10 iunie. Tonul ferm nu a lăsat loc echivocului în alocuțiunea liderului democrat liberal sucevean. Flutur a trasat în mare țintele partidului în alegerile parlamentare din decembrie, dar nu a neglijat și ceea ce el și echipa lui au realizat în mandatul din fruntea Consiliului Județean Suceava. Am 12 ani de politică și n-am fost niciodată egoist. Am creat o echipă și mă bucur astăzi lângă mine să-l am pe tânărul Ion Bălan, căruia i-am întins o mână atunci când am venit și am făcut Partidul Democrat Liberal la Suceava. Una dintre nemulțumiri a fost cea legată de modul în care a fost trădat de o parte din colegii săi, pe care, în fapt, i-a lansat în politica mare. Voi fi necruțător cu indiferența unora care se pregătesc să dea capitala de regiune Iașului. Și pentru asta va trebui să luptați și dumneavoastră, pentru că Suceava merită să fie. Noi am mai dat odată capitala Iașului și au dat-o Bucureștiului în istorie. Acum vorbim de altceva și vorbim de dezvoltare. Noi trebuie să ne gândim la o dezvoltare pe termen lung. Lansarea candidaturii lui Ioan Bălan pentru un nou mandat de deputat a fost primul eveniment politic de anvergură la care Gheorghe Flutur a participat. După o perioadă tristă din viața sa, marcată în primul rând de decesul soției, acesta a dat semne că vrea să ia din nou inițiativa politică la nivel de județ. Gheorghe Flutur candidează la alegerile parlamentare din decembrie în colegiul numărul 2 Suceava pentru Senat.